Adevărul cum este o chestiune subiectivă. Pentru că adevărul meu poate să fie diferit de adevărul tău, de exemplu. Dar o situație de fapt poate, dacă este cercetată, nu? Cum este principiul jurnalistic? În cel puțin trei surse, să-ți dea măcar un context din care să înțelegi și de dacă ce... acele trei surse sunt viciate, exact, pentru că contează exact, unde te uiți. Exact. Asta o dată. Și doi, separat de latura de clickbait marketing, pentru că tabloidele, pentru că agregatoarele de știri, pentru că tot ce înseamnă televiziuni, ziare, etc., în online, trebuie să trăiască la finalul zilei. Plătesc salarii, plătesc, nu, până la urmă, chirii, etc., și atunci au nevoie de market, de trafic. Deci era clickbait-ului se va dezvolta din ce în ce mai mult, nevoia să intri, să te agațe pe site, apropo de știrile semidigerate de care spuneam, mediul online, oricare ar fi el, de platformă socială, că e Facebook, că e Twitter, că este Instagram, oricare dintre ele, este foarte acid. Este un mediu în care nu poți să construiești deloc din punct de vedere al unui mesaj.